Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru voi, dragii mei vărsători, cu luna sau ascendent în zodia vărsător, să descoperim cum va fi această lună pentru noi, da? Ce va fi, ce se va întâmpla, ce evenimente, situații vor veni în viața noastră. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și vă invit să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o, nu vă costă nimic, este gratuit, dar că noi ne vom conecta la nivel energetic și veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs cu etalările mele. Dacă doriți o etalare în privat, cu mare drag, nu ezitați să scrieți la adresa de mail, se află de sub acest videoclip și vă răspund de cu drag. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei din fața micilor ecrane, pentru tine, pentru cel care mă urmărește în momentul de față, să vedem ce va fi, ce se va întâmpla în această lună iulie. Ok, mulțumesc. Văd foarte multă speranță pentru cineva aici, într-un viitor mai bun, speranță, mai mult optimism. Parcă cineva și-a recăpătat speranța, da? Optimismul, pentru că a fost o perioadă, poate ați avut blocaje, discuții contradictorii, evenimente nu tocmai plăcute, care v-au dezechilibrat. Văd că cineva își regăsește această speranță în a merge mai departe, înainte. Haideți să vedem. Voi extrage trei carduri. Wow! Da. Aici cineva vrea să plece la drum, să facă o călătorie, poate peste hotare, într-o altă naționalitate. Vedeți? Este nevoie să ierți pe cineva. Cum spuneam, o persoană, uite, care are dependență, toxicității, o persoană care se axează pe planul financiar, poate care are dependențe, vicii, ți-a adus iluzii de toxicitate, nervi, supărare, poate din cauza unei a treia persoane sau în ce privește un proiect pe care îl aveți în comun, un adevăr care a ieșit la suprafață. Cineva aici văd că a avut o trezire și a meditat, vedeți, pentru, nu știu, undeva la drum. Zodia vărsător dumneavoastră, ați fost în ansietate, neîncrezători, ați căutat soluții sau v-ați gândit la o relație de trio, că poate ați fost mințite, dezamăgite. Parcă ați avut o revelație sau o trezire la realitate sau ați aflat un adevăr în ce privește o a treia persoană sau un proiect. Și trebuie să iertați pe cineva, să iertați o persoană care v-a adus această toxicitate sau parcă cineva care v-a făcut vrăji sau v-a adus negativitate în viața dumneavoastră. Vă pregătiți să plecați în lume. Unde doriți să plecați? Taur, Scorpion, Leu, Vărsători, cu persoane de altă naționalitate sau peste hotare. Văd că plecați acum sau doriți să plecați într-o călătorie, v-ați dori și văd victorie pentru dumneavoastră, ambiție, determinare, să mențineți echilibru între partea feminină, partea masculină sau între pozitiv și negativ. Zodia Fecioară poate avea un rol important, RAC. Ați fost la drum sau v-ați întâlnit cu o persoană în acest semn zodiacal? Văd că plecați la drum să completați o situație. Parcă să concludeți o situație, să o duceți la bun sfârșit și văd că se va completa acea situație. Dar vreau să zic că veți avea un triumf, veți reuși să duceți la bun sfârșit, veți vă simți foarte bine în propria noastră piele, omagii. Va fi perfect la drum, să știți. Văd o transformare pentru dumneavoastră la acest drum. Vă veți simți foarte bine în propria dumneavoastră piele. Ceva perfect în ce privește echilibru, în ce privește corpul fizic. Și cu eremitul aici, sunteți poate un maestru spiritual sau mergeți la drum să terminați, să completați o situație care ați început-o în trecut.
Și e posibil între voi să aveți întrebări cu privire la o persoană care e în zodie Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, Fecioară, Rac. Văd că sunteți foarte prudenți și meditați. Vă urmați calea sufletului, calea inimii în ce privește această călătorie, acest drum. Văd victorie, triumf, depășirea obstacolelor. Și luna septembrie poate avea un rol important. Litera A, cifra 21, 9 sau 7. Cineva aici poate trebuie să repare o mașină sau a reparat o mașină de curând sau vrea să-și cumpere o mașină și văd că vine de peste hotare această mașină și cineva aici văd că vrea să meargă la un medic să facă anumite analize de sânge sau o vizită pentru ecografie, să meargă la un medic aici. Cineva merge la drum să studieze sau să perfecționeze studiile sale sau jobul său. Haideți să vedem și tarotul. Tarotul pentru zodia Vărsător. Dar cineva văd că vrea să studiază, merge la drum pentru a, nu știu, vrea să concludă cu o situație în luna septembrie sau doriți să începeți o nouă viață în luna septembrie sau doriți să puneți în practică un nou job, o nouă carieră, un nou studiu. Ceva care va dura pe termen lung. Zodia Săgetător, 3 de cupe. V-am spus, ceva are treabă cu energiile sau cu ambientul, cu sănătatea. Cineva a fost sau merge la un terapeut, la un medic pentru a găsi un tratament sau cineva poate se, va merge într-un grup de oameni pentru a învăța ceva nou în ce privesc energiile sau în ce privește sănătatea sau frumusețea. Văd că vi se spune să considerați punctul de vedere a altor persoane. Vi se cere să aveți răbdare, să fiți echilibrați, ponderați, cumpătați. În ce privesc emoțiile, în ce privesc energiile. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, pentru luna iulie, mulțumesc. Vedeți din nou diavolul aici, cum am zis înainte, care v-a adus conflicte, acest diavol. Nici n-am vrut să-l iau. Un bărbat și o femeie, în semn de pământ, au o fecioară capricorn. Parcă dumneavoastră și cu partenerul, partenera, sunteți într-o relație, nu pot să zic emoțională, parcă nu mai sunt aici emoții. Ambii vă axați pe partea financiară. Vă gândiți la aspectul financiar, comunicați de o afacere sau doriți să începeți o nouă afacere sau veți fi practic și concreți, veți fi cu picioare pe pământ, veți fi realiști. Văd și dacă aveți de-a face cu un partener în zodie de pământ sau fecioară capricorn, această persoană văd că studiază foarte mult acest aspect, banii, planul financiar, își dorește stabilitate economică. Ești o persoană cu picioarele pe pământ, poate lucrați pentru această persoană sau veți primi o susținere, un ajutor. Cum spuneam, veți fi în acest grup de oameni, văd, e posibil chiar să fiți invitați la o nuntă, un botez sau o reuniune cu prietenii, unde văd o bucurie, veți primi vești, poate de o căsătorie sau cineva, zodia Săgetător, a luat un examen, un test. Veți auzi aceste vești. Cu astfel de monede văd un nou început pentru dumneavoastră, o sumă de bani sau un nou proiect, un nou job, o nouă carieră, un nou drum care va dura pe termen lung, cu astfel de monede aici. Poate un câștig de bani, dar văd un proiect care va avea succes, intrări de bani, o schimbare pozitivă în cariera dumneavoastră, să știți. Și cu proteasa aici îmi spune că studiați, veți studia în această lună iulie, vi se spune să aveți încredere în intuiția dumneavoastră înainte de a lua inițiativă, pentru că momentul de a acționa va veni în viitor.
viitor, da? Cu preoteasa aici văd răbdare și să meditați și văd intuiție foarte multă. Trebuie să reflectați cu atenție în ce privește secrete, în ce privește un bărbat Taur Fecioară Capricorn. Și da, aici văd că veți fi foarte practică în acțiune, veți reuși să faceți totul mai frumos și văd că e posibil acest bărbat să vă ajute să vă îndepliniți visul. Să vă îndepliniți visul aici. Dar văd mai mult o relație spirituală, da? Unde parcă nu mai sunt așa multe emoții, cum vă spuneam. Aici sunt anumite conflicte în ce privește posesivitatea, gelozia sau în ce privește banii, discuții contradictorii, poate această persoană are vicii, dependențe și sunt neînțelegeri. Sau sunteți într-o familie de 3 sau 5 persoane, persoane ambițioase cu care veți intra în contact și pot apărea conflicte și supărare, iluzii în mintea dumneavoastră sau iluzii în mintea acelei persoane. Și acest lucru vă va face să fiți mai interiorizați, să nu comunicați sau vă va pune într-o confuzie, într-un dubiu, într-o îndoială și văd un regret că nu mai este cum a fost între dumneavoastră și această persoană și suferință, tristețe, disconfort și cu spânzuratul aici văd un blocaj care poate veni din cauza acestei suferințe și văd că veți vedea lucrurile altfel și vă veți lua un moment de pauză pentru a integra în interiorul dumneavoastră partea pozitivă cu cea negativă, un sacrificiu sau o suferință prin care veți trece. Haideți să vedem ce va mai fi. Regina de spade, veți fi mai independentă, veți fi mai rațională, veți fi mai... Vă veți ocupa de cariera dumneavoastră, sunteți un magician al propriei dumneavoastră vieți și văd că, cum am zis aici cu judecata, veți vedea lucrurile așa cum sunt, veți avea o revelație, veți afla un adevăr, manipulările cuiva, văd că veți da la spate acele persoane care v-au manipulat sau care v-au mințit, pentru că văd că vă veți ocupa mai mult de cariera dumneavoastră, de independența noastră și veți spune clar și concis ceea ce vă doriți, ceea ce văd și că vă veți, cum să zic eu, veți tăia, adică nu vă va mai interesa ce face unul și celălalt. Veți elimina din viața noastră acele persoane toxice. Veți fi mai reci, mai... autosuficientă, mai puternică, mai răbdătoare. Veți lăsa în urmă lucrurile sau persoanele care nu vă mai trebuiesc, este clar. Și nu vă veți mai uita în trecut. Și văd aici că veți munci, veți intra în contact cu divinitatea, magicianul cu judecata aici, este clar că veți ști ceea ce vă veți dori să faceți de acum înainte, la ce trebuie să munci și veți vedea lucrurile mai clar. Veți termina cu critica, cu judecata, văd protecție divină, văd că veți manifesta aceste dorințe pentru a vă renui viața, pentru a vă renui destinul. Veți manifesta dorințele noastre și văd că veți acționa. Și vă veți face mai respectate, mai respectați. Haideți să vedem oracolul călătoriei ce vă spune pentru luna iulie. Zice că ești mai puternic decât crezi și că mergi cu puterea ta înainte, cu sufletul eremitul, singur, așa, cu prudență, urmându-ți calea și urmându-ți chemarea sufletului. Ești mai puternic peste măsură, da? Mergi cu puterea ta înainte. Timpul este acum, răspunde chemării, poate vei primi o chemare, cineva te va căuta, te va dori sau vei fi invitat undeva sau
nu știi ce vei dori să faci sau nu știi sigur dacă este corect pentru tine, ți se spune să răspunzi acestei chemări, acestei invitații sau, nu știu, chemarea sufletului, să ieși din casă, să ieși din propria ta cușcă, din blocajele tale. Este momentul acum și uite, vezi, vei putea trece peste orice, trebuie să fii mai decis, mai decisă, să vei vedea clar, vei comunica clar și concis, vei avea noi idei, vei găsi noi soluții, vei trece peste obstacole, da? Vei lua o decizie, hotărâre, vei fi mai hotărât, mai hotărâtă, vei vedea lucrurile mai clar. Hai să vedem 777, poate ai numărul la mașină sau vezi des aceste cifre. Văd o transformare, ți se spune să triumfezi, să triumfi, că a venit momentul să te deschizi succesului. Îmbrățișează orice transformare cu încredere și recunoștință. Vor veni mari schimbări fericite pentru tine. Și cifra 2, 29, 11, ai încredere în tine, ești un suflet compasionevole și foarte fantazioasă, adică ai foarte multe visuri, imaginație și ai corectul echilibru între... echilibru al intelectului și ți se spune să te deschizi armoniei tale interioare, să iubești și să te lași iubit sau iubită, să nu-ți fie frică să iei decizii înțelepte. Ești o persoană înțeleaptă, ești o persoană intuitivă, poate ai rac, scorpion sau pești în luna sau ascendentul tău sau săgetător. Clar audiție. Noi, îngerii, avem nevoie să vorbim cu tine. Poate simți o voce interioară iubitoare, un mesaj într-un grup de oameni sau într-o aglomerație care ți se pare direct ție sau un mesaj de la un cântec care răspunde la rugăciunile tale. Să știi că clar audiția ta se va trezi. Nu-ți fie frică să ne asculți. Wow! 17 și 7. Am văzut acum la oră, da, la minutele acestui videoclip și veți primi semne că sunteți iubiți sau iubite și văd că veți primi semne și aceste semne vă vor conduce spre iubirea adevărată. Universul zice că te conduce la acea persoană specială, lasă ca totul să se întâmple într-un mod natural. Și văd o reprospătare în relația ta de cuplu. Îmbrățișează iubirea conexiunii și împrospătează această iubire. Bucură-te de această iubire. Fă cu partenerul, partenera ta lucruri care nu le-ai mai făcut. Și onorează persoanele iubite și vei nota că această relație va deveni mai puternică. Haideți să vedem și oracolul Reiki ce dorește să vă transmită, dragii mei, dragele mele. Ce dorește să vă transmită? Să acționezi cu disciplină. Acționează într-un mod disciplinat. Da? Haideți să vedem. Ok, mulțumesc. Și văd, ți se spune să fii altruist sau vei fi altruist? Văd că te vei preocupa pentru ceilalți sau tu ești o persoană deja altruistă pentru că e zodia balanță. Văd că vei intra în legătură cu zodia balanță. De ce am zis ești zodia balanță? Poate ai luna sau ascendentă zodia balanță sau intri în legătură cu zodia balanță. Vei primi altruism din partea zodiei balanță sau aici văd justiția. Ți se va face dreptate. Cifra 8 poate avea un rol important. Ți se va face dreptate, o colaborare, un parteneriat, un contract, echilibru, armonie, un adevăr, onestitate, o decizie înțeleaptă pe care o vei lua. Vei spune un adevăr și acea dreptate vine din inima ta. Interesant. Ți se va face dreptate. Vei primi ajutor sau altruism din partea altor persoane. Dragul meu, draga mea, îți mulțumesc că m-ai urmărit. Sper că ți-a plăcut această etalare. Îți doresc o lună minunată, binecuvântată. Te-am pupat, sănătate, la revedere!